E singura șansă pupăză ca să scap de furisita. Prefăcându-te că te-ai îndrăgostit de ea? Bravo, bă, fonfăilă! Acum înțelegi mecanismul? Soarta să joacă cu mine. Cum vede că mă îndrăgostesc de câte o mândruță, pac, ha! O face să-mi dispară. Afrodită, tot ce ai auzit să știi că e adevărat. Eu pe tine te-am plăcut în prima și clipă când te-am văzut. Am fost o scârbă. Dar oricum, orice ar fi, tu să știi că eu pe tine o să te iubesc, chiar dacă tu o să mă urăști până mori, na? Da? Nu te urăsc, mă, fraieră. Ia zi, ai găsit în sfârșit un om pentru echipa de fotbal? Da, șef, am găsit, dar numai că e atât de mulți candidați că eu nu știu pe care să-l aleg. Bă, tot prost ai rămas. Bă, tu ești idiot! Da, dar de ce întrebi? Păi cum, bă, e trecut de 12 noaptea, gata, s-a încheiat campania, acum am intrat în ziua alegerilor, nu mai avem voie să facem campanie. Vrei să ajungem amândoi în arest? Stai, bă, liniști, că nu se uită la noi, Gabori, se uită la emisiunea lui Sabah. Da, da, Baroasă, am găsit eu unul mai bun ca tine. Se pare că surprinzătoarea retragere a candidatei Emma Cucu din cursa pentru fotoliul de primar general al capitalei i-a prins bine soțul ei, care însumează până la această oră 64,3% din opțiunile electoratului. Ia, liniște că se anunță cine e premier. Iată, 59,3%. În aceste condiții, viitorul premier al României va fi senatorul Vârlavu Augustin. Scapă de el. Cum să scap de el? Să-l omor? E, n-am spus asta. Deși să știi că uneori în politică scopul scuză mijloacele. De știi câți am eu în fundație? Mi-aș și teamă, dai, să nu se fi strică structura de rezistență. Ce bău sunt. Nu trebuia să spun chestia asta. Ce face, tanti, ce face? Dracu știe ce face! O fi pățit ceva, tantalău, că nu-ți permite ăsta să te lase baltă tocmai astăzi! În fața ofițerașul ăsta așa simpatic de la Starea Civilă. Ce ca ție? Dar mie chiar că nu-ți permite să-mi facă una ca asta, că-și semnează sentințe! Termin. Doamnă, îmi pare rău, dar ați depășit timpul alocat ceremoniei. Nu mai pot aștepta. Poate cu altă ocazie să fiți mai norocoasă. În calitate de președinte de echipa de fotbal, o să-mi permiți să-mi iau castel făi. Președinte de echipa de fotbal? Ce echipă? FCM. Ce dragi damnează semnează FCM ăsta, mă? Habar n-am, dar bănuiesc că fotbal club Bărlanu. Ce cauți, măi, femeie, aici? Nu ți-am zis că am treabă? Trebuie să vină prefectul. A venit? Unde e? În fața ta, Emma Cucu, nou prefect al Bucureștiului. Cine te-a numit? Premierul. El numește prefectul. Nici atâta lucru nu știai. De cazul de mi-a cărut cu noi, ia
ți-a făcut declarație de dragoste, zici, ha? Și încă ce declarație? Nemernicu, s-a prefăcut dușmanul tău și ți-a făcut curte pe Șestache. Las că-l aranjez eu, îl aranjez. Dar ce era una asta, șeful? Este! Este că eu nu permit relații amoroase între colegii de serviciu, că nu-i deontologic. Dar de ce că amândoi suntem necăsătoriți? Păi tocmai de-aia! Ia gândește-te, ce o să zică partenerii voștri când o să vă căsătoriți? Crezi că lui bărbată tu o să-i convine să știe că îți trag clopotele colegii de serviciu? Uite, gândește-te că eu sunt soțul tău. Poți? Nu. Normal! Normal, că ți-a sucit mințile, țărănoiul ăla. Șeful, nu-i mai spuneți așa, pentru că după aia o să spună că eu v-am învățat. Păi chiar tu m-ai învățat, Afrodita, mă, fată, tu chiar crezi că Chiorete te iubește pe tine așa dezinteresat? Trebuie să pună el la cale vreun plan diabolic. Ce plan, șeful? Habar n-am, pentru că eu sunt un om bun, mă. Eu sunt un inimos, eu nu sunt un diabolic, eu nu mă gândesc la chestii de-astea diabolice. Dar uite, dacă vrei, pentru tine încerc. Dacă el vrea să se cupleze cu tine ca să nu fie avansată. Nu înțeleg. Fii atent aici. Tu ești disponibilă și singurică, deci ești periculoasă. Pentru că dacă șeful e îndrăgostit de tine, îți face avansuri, te avansează ca să te poată cuceri. Dar nu e cazul, pentru că șeful sunteți dumneavoastră și mai mult decât atât sunteți și căsătorit. Ce importanță are? Ce importanță are, Afrodita? Am zis să te cucerească, nu stai de nevastă. Mă, Afrodita, ideea e că dacă tu ești cuplată, șeful își pierde interesul pentru tine și... ioc avansare. Șeful, nu credeți că logica asta e prea complicată pentru Chiorete? Nu, nu, pentru că e paranormal. Nici nu știi ce îi trece prin minte. Șeful, ați făcut cubul. Ai văzut ce fac eu pentru tine, mă, fată, mă? Hai, hai, repede să-i strângi pe toți în sala mare. De ce? Ca să le spui că eu am făcut cubul. Și referitor la Chiorete, părerea mea este porți ca și până acum, Afrodita. Adică să fie o scorpie? Exact, exact. Ca așa îl testez dacă te iubește cu adevărat. Înțelegi? Hai, fugi. Ordinarul naibii. Știa că e feblețea mea și s-a băgat peste mine. Dar nu-i nimic. Las că-l aranjez eu. Opa. Și uite, bă, că l-am stricat. Wow! Mamă, ce barosan, biroul lui Barosanu! Nu e al lui Barosanu, Mârlane, e biroul tău. Mamă, ce fătălă, bă! Baros. Trismos, da! Tocmai instalam pe prostălău în birou, sigur. Cum, să vin? Repede? Da, boss, sunt pe drum, treci. Șeful, tot eu sunt, da? Pot să întârzi 15 minute că s-a blocat ușa de la birou. Dacă știu că sunt idiot, știu, da. Sunt idiotul dumneavoastră, credincios. Șef. Porc stupid! Dacă nu-ți făceam cunoștință cu șeful, erai tranșat până acum. Manivela! Manivela! Da, șeful! Bă, ai 2 minute să-mi aduci o funie lungă și rezistentă. Hai, du-te repede. Nu mă spuzura, șef, vă implor. Promit că nu mai întârzi. Bă, băiatul, nu e pentru tine, mă, mie îmi trebuie. Vă spunzurați? Mă lăsați pe mine să fiu șeful locul dumneavoastră? Manivela, adu funia! Auzi? Manivela? Da? Și un skateboard. Și un skateboard? Acum. Parc stupid. Bun degețelul? Da, ia să vedem aici. Glumeam, mă. Dar așa o să te controlez în fiecare zi.
domn primar. Mă rog, cu excepția zilelor când eu o să fiu foarte obosită și nu o să vin la birou. Obosită pentru că tu o să mă iubești sălbatic toată noaptea. Nu e așa? Domn primar. Poate în visele tale. E, atunci și zile ălora de le-ai promis tu contracte cu primăria să se lingă pe bot. Să dea dracu să găsesc vreun contract semnat fără licitație că ai pus-o. Și nu cu mine. Tu n-o promis niciun contract la nimeni. Paranoia. Aha. Da. Eu sunt Van Damme. Să trăiți, domn președinte. I-ai semnat contractul ăla cu bordurile? N-am putut, pentru că prefectul e călare pe mine. Bă, tu ai nebunit, te tăvălești cu nevasta și la birou? Vrei să ajungi la ziar? Călare? Nu la propriu, la figurat. Mă controlează acte fiecare zi, nu pot să semnez nimic. Van Damme, tu-ți bați joc de mine? E nevastă ta. O convins să nu te controlezi o zi și gata. Hai mâine să ai contractul semnat, că omul a pregătit bănuții, bine? Am înțeles, domn președinte, să trăiți. Ok. Am dat-o dracu. Manivelă! Băi! Prinde aici! Așa! Așa! Așa că nu... Așa! Hai! Hai, dai ușor! Hai! Ușor, boss! Hai, mă, odată! E gheață șeful, derapează! Hai, hai, încet, încet, hai! Să-napoi, idiotule! Ce faceți? Mă faci să aștept ca prostul, Fănică? Ia vezi că... Ce vă știu? Pot să vă explic? N-ai spus că e ușa blocată? Păi, da, tocmai de-aia vreau ca să escaladăm geamul, că l-am legat și pe mână, nu uitați. Dar el a leșinat de frică, fătălău. Tocmai de-aia l-am și ales, nu? Dar cum s-o fi te blocat ușa, șeful? Sigur sunteți puternic. Dar ce zic eu puternic, că de fapt sunteți puternic rău, dar tot altfel n-ajungeați să... Dai mai prim-ministru. Lasă-mă, limbile, că vin de la ședință de partid și m-am plictisit. Vezi cum mi-au spus sursele mele că mâine trimite aia garda să verifice contractele fotbaliștilor. Vezi să nu fie asta, fătălău ăsta pe aici. Păi nu o să fie, șeful, păi cum să fie? Păi ce-i lasă să intre? Păi le zic că s-a blocat ușa. Ah, că chiar s-a blocat, jur, da, jur. Da, chiar s-a blocat ușa. Ai grijă. Ce dracu s-a întâmplat, mă? Au ce mă doare capul? Păi du-te, mă, acasă să te odihnești un pic, hai. Da. Și mâine ești liber, da? Da. Da, te relaxezi și ți revii, da? Hai, pa, pa. Pa. Pa, mă, pa. Și mâine ești... Bine ai să fii, șef. Ce mă doare capul? Să-l bei tu. Că ținând cont că mâine n-ai nicio șansă să semnezi contractul ăla cu bordurile, poți să dormi liniștit toată ziua. Emma, nu fii inconștientă că ne umplem de bani. Ne dă ăla dita mai comisionul, nu-ți dai seama? Greșit. Îți dă dita mai comisionul, pe care o să-l cheltui cu fufele. Deci, mai bine nu. Hai mă, Emma, că până la urmă e interesul nostru. Van Damme, interesul ăsta al nostru a devenit în ultima vreme mai mult interesul tău și m-am cam saturat. Mai vreau să văd și de interesul meu. Așadar, dacă vrei să semnezi mâine șpaga, ar trebui ca eu să nu ajung la birou să te controlez. Și pentru asta ar trebui să fiu foarte, foarte obosită. Adică să stau trează toată noaptea.
Și ghiște ar putea să mă țină trează și să mă obosească. Bine, dar dacă fac chestia aia, promiți că mâine stai acasă? Promit, iubii, promit, promit. Ia mâna. Salut. Noroc. Păi, femeie, tu nu ai somn? Nu, că mă gândesc numai la gogoșică. Și-am simțit și eu nevoie așa să vorbesc cu cineva, să mă descarc. Vă deranjez? Da. Nu, cum, doamne, iartă-mă să ne deranjez. La ce sunt buni prietenii? Auzi, eu mă duc să mă culc la tine ca să vă las pe voi să vorbiți până dimineața. Mersi. Să te descarci mai bine. Stai aici! Că Teodora e profesionistă și se descarcă în 10 minute. Nu, fată? Da. Hai, stai jos. De, da. Deci. Deja mă doare capul. La mine mă doare de la birou. Cred că știa săracul ce-l așteaptă. Auzi, Mărlane, ia deschide tu geamul. Că poate frigul înțepenește gura pe poziția închis. Mă duc la cu Chiorete după ce că doarme liniștit. Mai doarme și cu iubicica noastră în brațe. Să-și șad în pat cu dușmanul. E prea mult. Ce? Ți-a fost dur de mine, iubi? 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 Bebe, te lovi la cap sau care-i treaba? Dacă asta simt, asta fac, pentru că nu vreau să-mi înfrânez sentimentele. Și mai e și pupăcioasă viperea naibii. O să mă umple de venin. Dacă el vrea să se cupleze cu tine ca să nu fie avansată. Părerea mea este porți ca și până acum, Afrodita. Îl testez dacă te iubește cu adevărat. Înțelegi? S-a părut la un moment dat că îl văd, dar totuși nu era el. Și am încercat lucrul ăsta să-l refac de 10 ori, de 100 de ori. Da! Ai zis 10 minute. Păi și ce, au trecut deja? Au trecut 3 ore, Teo! Lasă că la câte zile am petrecut eu ascultându-te, n-o să mor dacă mă ascult și tu o oră. Două. Două? Trei? Dar unde ar putea să fie? Auzi, dar tu n-ai nicio idee că vorba aia, ai fost detectiv. Te-ai întâlnit cu situații de-astea, nu? Dacă aveam, nu ziceam până cu femei... Ba, am. Ai? În pivnița vilei l-ai căutat? În pivniță? Ce naiba să caute în pivniță? Se ascunde! Am avut zeci de cazuri de-astea! Cu pivnițe? Nu deșteaptă cu bărbați care s-au speriat că își pierd libertatea și au fugit din fața altarului și s-au ascuns în locuri dosnice! Ai, da, ce pe bune? Care e cel mai dosnic loc din vilă? Da, pivnița! Mă duc! Hai că-ți deșteaptă de mă naibii! Merit să fiu iubită! Hai că a plecat nebunule. Ce mie să nu mai femeie nebunit. Zi, mersi că ai dormit 2 ore și ești odihnit. Ia zi, mai vrei să semnezi contractul la mâine? Bă, eu n-am auzit așa ceva în viața mea. E normal, mă, că dormeai. N-aveai cum să te auzi. Că dați fără aici-o halul ăsta, mă. Ți-ai băgat guma aia de mestecat în nas, ca bou. N-am băgat-o ca bou. Am băgat-o că îmi curgea nasul și trebuia să nu fug cu ceva ca să nu curgă buci pe cravată. Că era la o ședință de lucru. Dar chiar... Halul ăsta sfărăia și eu? Cât dracu ați dormit? Ți-am pus o pernă pe față, mă! Și n-am murit? Ba da, mă, ba da! Acum
Cum ești mort? De-aia te-ai umflat așa. Și-o care am zis că e de la mâncare, auzi? Și cum dracu ai s-o acum, dacă mi-a spus perna, pune-i și la asta perna pe oi și s-o potonești și fac. Ce vorbești? Eu nu mă apropii de vrăjitoare. Mamă, dar pe pălăbă, ești prăstănat, ești mai prăstănat ca Joana. Lasă că eu pun rău. Da, 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 eu vreau, vreau, vreau. Ce, ce vrei, zic ce? Dai-mă liniștit, bă, că chiar îmi place cu perna pe față. Că s-o bizuită din tinerețe. O făceam și ziua, și era nevoie de perna. Că nici atunci nu eram așa frumoasă ca acum. Hai mă, că chiar îmi place cu perna pe față. Că pare viol și-o strâmbă în gură tot și așa. Ah, uite că deja m-am încins. Treci, treci, treci odată cu perna. Unde ești? Hai, 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 hai. Unde fugi, mă? Păi mai strâniți și mă lași așa. Sau mă termin, tu, popăzel? Bălără! Treci înapoi imediat, că dacă te găsesc, iese și cu Sado! Mă, voi nu știți să închideți ușa asta pe zevenghilor. Ce-ai dracu de perverși? Na, că m-a strânit mai rău. Mă, Lenin! Unde ești, puiușleț? Afrodite, să știi că eu nu... Știu, ce se întâmplă acum între noi e o greșeală. Exact! Mă, la anul a trecut, bă, și mi-a dat un nu prânz... Nu la asta mă refer, la relația dintre noi. Ți-amintești de sărutul acela pe care ți l-am dat? Ei bine, a fost la mișto. Am vrut să intru în jocul tău cu declarațiile. Păi tu-ți imaginezi că eu am crezut vreo secundă că ești îndrăgostit de mine? Ei bine, nu! Normal, mi-am dat seama că faci mișto de mine, da? Hai, fugi la tine în dormitor! Noapte bună! Noapte bună! Mai trebuie să dorm cu vipera asta. Păi și atunci cum ai scap de ea? Ce bub sunt! Mamă, dacă m-au zis soarta, am pus-o! Afrodite, poți să intru? Nu, că sunt goală! Ce vrei? Afrodite, să știi că eu n-am glumit cu declarațiile alea! Tu ai înțeles greșit, eu pe tine te iubesc! Nu se lasă nemernicul ăsta! Poți și eu să dorm cu tine? Nu! Îți mulțumesc! Afrodite, măcar mă crezi că te iubesc? Nu! Mai întâi trebuie să-mi demonstrez prin fapte, nu prin vorbe, da? Și abia după aia poți să ajungi în patul meu. Hai! Ieși afară! Îți mulțumesc! Noapte bună! Noapte bună! Ce dracu' fi cu astea ție, că eu n-am mai dormit în pipniță, dar mai țin minte. Bine-i, mă, taci! Auzi? Bă, pupă, să tu ai adus astea ție? Nu! Dar cine? Ce contează? Și-o fi pregătit chiorete culcuș în caz că Afrodita își dă seama de planul lui și îl dă afară din dormitor. Care plan? Care plan? A, că vrea să o lase însărcinată din prima seară, mă. Bravo! Ce? Și noi lăsăm tâmpitule! Păi și ce vrei să facem? Că dacă ieșim de aici ne violează coașca pe amândoi! Ce faci, tiotule? Păi să-l trag pe o pistă falsă lui și aduc aminte de prima lui dragoste din tinerețe, că poate îi se inhibă la intrare. Numai... Știi, în pură, mă, tu vrei să ne audă baba și să vin aici? Păi de ce să vin aici? Chiar nu caut o găine, caut un porc. Adică ce vrei să spui, că sunt gras?
Așa, mă, tăticule, cu pledul ăsta pe noi. Punem toala și ne hodinim, căci mâine e o zi foarte grea. Așa, mă. Aici era iubițel, că de când ne caut. Ce fiori mă trec, ce forme. Că nu mai pot, nu mai legit. Să ai boală când ai dracu, sciatică. Iubițel, bine, hoazul, unde fugi? Stai! Păi ce faci, mă, nu ți-am zis că nu... Ei, vrai, nu vrai, eu acelea dorm în noaptea asta. Că a intrat vrăjitoarea bătrână în călduri și iar de amă călării. A, și te-a ascuns de o vrăjitoare la alta. Hai, vrăjitoare adevărată, nu ca tine. A, deși eu sunt vrăjitoare. Nu, tac, m-a fătită, nu asta am vrut să zic. Nu ai vrut, dar ai zis. Păi dacă sunt vrăjitoare, atunci o să dorm pe jos, că aici în pat nu este indicat. Că, Doamne ferește, poate la noapte te ating din greșeală și te transformi în prinț. Adică în broască râioasă, vrei să zici? Nu, în prinț, pentru că broască râioasă ești deja. Hai, somn ușor, țărane. Mulțumesc. Unde te-ai pisulat, mă, pe jezeiule? Unde ești, mă, mărlănel? Unde te ascunzi? În bucătărie! Deci sunteți amândoi? Nu, numai eu. Din partea lui. Mersi. Ce bine că sunteți amândoi, pentru că unde-și doi, plăcerea crește. Cocoașe, ce faci, mă? A, fugiți, mecheru, dar nu-i nimic, nu-i nimic, că tu faci cât doi. Hai, eu nu vă... Gogoașe, ce faci, bă? Gogule, ce faci, bă? Ce, vină, ia uite-l pe Gogoașe, ce faci, Gogule? Ce, ia, a venit, ia, Gogule, ce... ce faci, Gogule? De ce aici? Ah! Dă-te jos de acolo! Mă, tu crezi că eu pot să fiu proastă de două ori la rând, a? Da, de ce nu? Eu pot să fiu tot timpul! Da-și pleacă deodată că m-am enervat! Hai, mă, repede, hai, repede! Unde e? Cine? Te-ai deghizat în măta ca să nu te recunoască? Ia! Civilă. Lăsa asta, închinui momentul. Și tu de ce nu mi-ai zis, mă, dacă știe că e aici, a? Cine? Nu face-mi prostul cu mine, că tu... Dar nu fac, așa fi eu, ce? Gogoșică, stai că... Pune-o mâna pe tine, umflatule! Stai, Gogoșică, stai! Iartă-mă, Gogoșică! Iartă-mă! Dar trebuie să mă descap de nervia pe care mi-ai făcut! Lasă că te... De rezolvă, fata, te împacă cum știa mai bine! Tanti! De ce nu mi-ai zis că eu asta ne merg, Nicule? De ce mi-ai zis? Vreau te-o zineu! Unde e cu atât? E unde ai putea să te ascunzi în casa asta? Unde? Unde că te zăpăcesc acum?
Unde te duci, dragă? La birou. Cum la birou? Păi n-am stabilit că dacă... Te obosesc toată noaptea astăzi, o să stai acasă? Corect, iubit, dar știi cum e în politică? Ce stabilești noaptea, ziua nu mai e valabil. Și oricum, nu prea ai reușit tu să mă obosești ca în zilele bune. Ți-ai cam pierdut antrenamentul. Dar să știi că ai mai avea timp să mai încerci odată, că nu trebuie să fii tu primul la birou. Că ești tita mai primarul, dragă, nu secretara. Ia zi, te baci? Hai mă, iubit, că-i păcat de contractul ăla. Dezbracă-te! Știam eu că mă vrei! Așa nemernică, a? M-ai mințit că-i gogoșică în vile doar ca să scap de mine, a? Ia! Mersi, Teodora! Să știi că te cinstesc pentru... Măi... Da? Tu ai noroc că azi noapte dormei, că altfel ți-ai furat ușitul pentru complicitate la minciună! Ia! Dormeai, nu? Da, nenea! Ăsta, tanti! Adică... Tate, o dormeam, cum să nu dorm? Cum mi-a trecut glonțul pe la ureche? Ce tâmpii sunt? Dă, Doamne, să nu-și facă efectul imediat! Și-mi ia asta un pic. Îmi pare rău, dar domnul președinte nu e aici și numai el poate să vadă actele. Uitați, are și biroul închis, poftim, iată. Uite că tocmai a venit. Mulțumim, de aici preluăm noi, sunteți liber. Boss, sunt eu, Baros, da. Avem o mică problemă. Sau mă rog, una mai mare. Hai, nu vă mai prefaceți că dormiți, că oricum nu scăpați. Nu vreau, domnule, nu vreau, nu... Știm, dar n-aveți ce face. Haideți, dați-ne contractele jucătorilor pe care i-ați cumpărat anul acesta. Aaa, dumneavoastră, era ce-a crezut că e altcineva, domnule, dar chiar cine sunteți? Sără! Dați-mă! Ce-ai făcut, Marlene? M-ai pocnit ca să scapi, e? Ceapă, Marlene, că n-ai scăpat! De seară reluăm! De unde mai lăsa neterminată? Părți e că trebuie să trec! Hai! Gata! Hai să mergem, că de la asta nu mai avem ce să scoatem acum. Ce s-a întâmplat, șeful? Adu-mi repede la semnat contractul ăla cu bordurile. Nu e la mine, e la dumneavoastră pe birou. Bine, du-te, du-te, du-te. Vă mulțumesc, boss, pentru ce? Ai fost genial! Iertați-mă, dar nu mai fac! Să te prefaci reșinată, timpul controlului! E genial! E. Ai adus cadou? A, da, cum să nu-l aduc, boss, băi, da, să poate? Mi-ați adus cadou, mulțumesc! Da, dar ce,
Ce e ea? Ce are și Gigi Mecanii, mă? Șeful, asta e genial. Cred că repetă în cazul în care mai vine ea de la garda financiară. E bun, e bun, da. Alo? A, da, da. Pofti, șeful, vă rog. Vă rog. Maiculiță, ce-ai pățit, bă? Drăjdă-mi... M-a luat durerea de șeare de la spate, bre, că am dormit la Afrodita și... Ai dormit la Afrodita? A, și m-a pus să... Marș și bagă 20 de ture de secție, hai! Eu, dar de ce, șeful? Da-ia, uite așa, că așa vreau eu, să te destepenești. Hai, fugi! A. Iubițel, ai venit? Ia zi, în seara asta dormi cu baba de bunăvoie sau iar fugi de mine? Nu mai e nevoie să fug, fă-i babo. Cam aceea ceva care o să rezolve problema. Da, ce e acolo, Mărlane? Ce-am ceva care o să vă arăt dacă mă ajută cineva să deschid cifrul ăsta, că mă... Da, mai încoace. Ia zi, mamă, cât îți dau ca să mă lași în pace? Două marțuri! Dar dacă ce le dau eu? Faci sex cu mine șară de șară o lună întreagă! Că-n tinerețe eram campioana satului, yes! Table! Hai, băi, ce naiba, mă, să câștig așa fără lupta! Chiorețel, pupăjel, luați-l două aripă și duceți-l în pătuți la mine în atac! Sau nu, nu, nu! Mai bine, pe paie în graj, adică voiam să zic pe salta aia din beț, că știu că acolo îi place! La birou. Păi n-am stabilit că dacă te... Au, toată noaptea obosesc. Că dacă te toată noaptea obosesc? Cum la birou? Păi n-am stabilit că dacă... De la mine. Păi n-am stabilit că dacă te... Au... Obosesc toată noaptea. Astăzi eu o să rămâi acasă. Hai să mai încerc ceva. Și o să rămâi acasă. A? Încă de ți l-a ridicat pe ăsta. Face goarcă.
Ciuretule. Ciurete, tu trebuie să te faci popă, bă, nu polițist. De ce să mă fac popă, bre? Ca să ți se potrivească numele perfect. Păi a 10-a oară când pierzi, bă, pui și tu să câștigi, bă. Dar mai bine nu, bă, că ne amuză copios ce porunci îți dă asta. Aia, fodit-o, bagă! Fii atent. Ieși în hol și strigi tare de tot dând din aripi. Sunt Coco și mă fălesc, găinușele iubesc. Bună, asta nici într-un caz, șefă, păi îmbrăzmăta asta râs, că poate ne aude comisarul, șefă, păi intrăm în alte alea. N-are cum să ne audă, Chiorete, că nu e aici, e la ședință la capitală, așa că succes! Succes! Adans! Sunt Cocoș, Cocoș. Mă păles? Găinușele iubesc! Găinușele iubesc! Le... Sunt Cocoș, mă păles? Găinușele iubesc! Sunt Cocoș, mă păles? Găinușele iubesc! Asta a fost nasolă rău de tot, mă, Afrodito! Păi șeful n-a spus dumneavoastră să fie o scorpie ca să-i testez sentimentele? Ce sentimente? Nu e treaba ta, tu fă cărțile, Solomone, hai! Sunt cocoi și mă fălesc, găinușele iubesc! Nu e așa că vrei să te răzbuni? Nu? Na, nici într-un caz, păi ce m-au optic eu, că ăsta e un simplu joc. Păi atunci câștigă și tu odată, Chiorete. Poți? Da, da, domnul. Hei, capul nostru. Nu trece scociu. Mai întâi dai cartea, după aia te uiți. Da. Să trăiți! Stai! Astea, bre! Prosteara de asta e! Păi de ce să nu fie, mă, Chiorete? Că doar de-aia se cheamă popa prostul, ca să se poată! Dar mă rog, poate îi schimbăm numele, îi spunem Chiorete prostul! De ce mă faceți, bre, prost pe față așa? Păi dacă ești, bă, de-aia spun, bă. Păi cum să crezi, bă, că e comisarul șef când acum două minute ți-am zis eu că e plecat la ședință la capitală, a? Hai, la poruncă, da. Da, nu e pe strigături ca nebunesc. Nu e, nu e, vină încoace, hai. Mâinile la spate și ia de prinde aici cu fruntea. Hai să-l treagă una. Mamă, ce bine că mi-am pus plasturile astea, că altfel îmi dădeam dracu paranormal. Că mai e el într-un colț rămas. În caz că e cumva mort, părinte, să-i se odihnească sufletul prostului. Vreau să-i dați iertarea păcatelor. Vă înțeleg, doamnă, vă înțeleg, doamnă. Mi-a zis doamna: ține-mă, Doamne, că nu vreau să păcătesc împotriva trimisului tău. Dar nu am voie să fac slujba până nu mi-arătați actul de deces, mă înțelegeți? Ca să vedem cauza morții. Dacă și-a luat singur zilele, nu pot să încalc canonul bisericesc. Cum să-și ia părintii zilele, că n-ar fi îndrăznit să ia ceva din casă fără să știu? Și în plus, este dat doar dispărut. Vă cred, scumpă, doamnă, vă cred. Oh, mi-a zis și scumpă: Doamne, din ce mă încerci așa de greu? Bună cafeaua. Servici, servici, proaspătă de-al alte. Da, da, da. Dar tot îmi trebuie hârtie de la poliție. Măcar să scrie că e dispărut, să scrie ceva ca să pot să... Dar nicio problemă, că se rezolvă, mă, ta, apucă-te de slujbă, că până o termin o să ai și hârtia. Pentru că aici în casă locuiesc doi caralii și cum intră vreunul pe ușă, îl și pun să întocmească hârtia. A, nu se poate, nu se poate. Trebuie să mergeți acolo, că trebuie să depuneți plângere, să aibă număr de înregistrare. Deci trebuie să mergeți acolo, îmi pare rău, doamnă. Nu mai îi spuneți, doamnă, că... Spuneți-mi frosa, simplu, frosa. Și părinte, facem altfel. Uite, mata, mergi cu Dumnezeu înainte și o să stăm de vorbă după ce mă întorc eu de la poliție, da. Până atunci, până atunci, să rămână, părinte. Să rămână, părinte. Și multe altele. Da, după slujba. Oh, ce căldor m-au dat. Hai, Solomone, hai, bagă. Dacă...
Păi ce crezi, măi, Chiorete, că eu sunt prost ca tine, mă? Păi dacă eram, ajungeam eu, dita mai șeful, mă? Și, apropo, nu trebuia să zici întâi popa prostul? Și, pe urmă, îți făceai chestia cu șeful. Dacă vrei să-mi faci o aroganță, spuneai și tu, colonelul prostul! Chiorete, gata, jocul s-a terminat, game is over! Aveți dreptate, fata, că stai idiot! Să trăiți, șeful! Să trăiți! Ce bine arătați în dimineața asta! Uite, aveți aici o scamă. Ce executați aici, mă? Se execută popa prostul, să trăiți! Exact, se execută popa prostule! Executăm un exercițiu de rapiditate și dexteritate premergător începutului misiunii, șeful. E pe dracu! Ia să văd și eu, mă! Cu mare plăcere, șeful. Hai, Solomane, dă cărțile, dă cărțile. Hai, 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 hai. Repejor, 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 repejor. Hai, bă, repede, bă, ce mai stai. Dă-mă tu cărțile. Hai, 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 hai. Hai, Solomane, repede, să meargă mâna, să meargă mâna, să meargă mâna. Hai, această mișcare antrenează agentul atunci când intră în misiune la biroul de eliberări documente. Numai că în locul cărților de joc sunt cărți de identitate. Vă dați seama că în ritmul ăsta nu o să mai avem coadă în veci. Da, interesant. Da, eu am implementat sistemul ăsta, șeful. Îl știu de la americani, de la NYPD. Știți că aia îmbină utilul cu plăcutul și face antrenamentul mai ușor. Bravo, mă, bravo. Țineți-o tot așa, ca în NYPD Blue. Ce să spun? Mulțumim. Vezi că vin de la capitală. M-au anunțat aia că o să facă niște controle inopinante prin toate secțiile. Și vreau să le demonstrez că secția noastră e cea mai occidentală din tot Bucureștiul. Adică, ce fac controlele astea pinante? Ca să vadă cum stăm la capitolul corupției, Chiorete. Suntem primii, șeful! Adică la noi în secție nu sunt polițiști corupți. Dacă doriți, puteți să și verificați. O să fac la momentul oportun, stai liniștit. Acum vreți sau? Mateescule, am zis inopinant. Adică nu o să știi tu când. Asta este. Hai, continuați, că vreau să văd și eu ce mai urmează, ce mai născociți. Păi urmează. Da, urmează. Urmează obișnuirea agentului cu umilința. Ca atunci când iese în stradă să nu reacționeze agresiv dacă un civil îl agresează. Deci ne dăm porunci, șeful. Porunci. E noi PD. Vrei să zici e noi pipi? Trăiți! Trăiți, opinant! Să sfințești biroul? Păi dacă așa vrea Barosanu, căci că să ținem departe de biroul nostru, de neaul și ăștia la garda financiară. Asta e? Da, n-am cum să sfințește, că eu n-am fost popă niciodată. Mă rog, m-am dat eu popă odată când eram mai tânăr să sfințesc o slujnicuță, dar n-am apucat să-l sfințesc, că era și mai la început și am sfințit patrafirul înainte să-l sfințesc pe ea. Mârlane! Nu, tu trebuie să faci sfințirea, mă. Tu trebuie să aduci popa, ai înțeles? Și repede, repede că ne grăbim. Ai înțeles? Am înțeles, repede, dar cu ce bani, că n-am luat niciun salariu până acum. Și popii cere bani ca Madonna la concerte. Mă duc să fac un control inopinant. Dar poate vă bagă din greșeală la pivniță. Să mă bage și numai să nu ia șpagă. Gata. Sunteți gata. Gata? Da. Ia să vedem. Nu că sunt caștocăros? Caștocăros? Caștocăros e puțin spus. Îmi vine să sar pe dumneavoastră. Păi și ce mă aștepți? Șeful! Am glumit! Hai, părinte, vă rog eu! Hai că suntem un club sărac mai la început, e și criză! Uite, vă promit că punem o reclamă cu numele noastră pe un panou la stadion. Nu nimic, punem cu numele Domnului! Să nu-l iau în deșert! Care deșert, bre, părinte, că suntem aici la bașne de București, unde-i dragi deșert? Nu aveți stadionul aici pe... Alo? Hanchis. O fi pe alfir.
faci, iei hârtia asta, ieși în holul mare și strigi să te audă toată lumea. Cine mi-a văzut iubita? Cine mi-a văzut iubita? Succes! Când ai avut timp nebună să o faci și pe aia. Era pregătită de mult, șeful, dar aștepta momentul prielnic. Care mi-ai văzut, mă, iubitica? Cură! Cătă! Tăci, cătă și tăci! Ah! Mărdinarea! Mă răzbun eu, dulce va fi răzbunarea și hărclunțul al răcu. Nenorociție, cu aparatul să vină să-l repare, că ați ce-a fi să dă-mi-o furați și nebunesc, bă, îmi vine bala și mă apun eu ce-mi repare, că-l găsesc, Andrei. Ai trăit? Ce fur? Care-i treaba? Am o vorbă cu mata. Bagă! Am și niște fetițe priponite de aseară pe aici, pe la matale. Să-i mă la cât vrei să le dai drumul, că mă așteaptă clienții și nu vreau să pierd mălaiul. Auzi, dar ce ți-a zis, mă, că eu pui botul la chestii dintr-astea? Agentul Afrodita. Că e mi-a săltat fetele. Ai, du-te. Da, și mi-a zis că dacă nu ia pe tură când vii eu, să vorbesc cu matale că mă rezolv la sigur. Dacă mă înțelegi, atât e bine. Ai, lasă că sunt și eu om, nu? Te ajut pur și simplu, auzi? Deci agentul Afrodita ai zis? Da. Eh, când te vezi cu ea să-i transmiți asta. Ordinarea. Vrea să mă facă să mă răzbun. Calm! Calm, tuete, calm! 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 Ce ai, bă, de ce dai în el? Era un cuie și șeful, nu... Șeful, din cauza lui asta se întâmplă tot ce se întâmplă. Ziceți mersi că am... mușamalizat un caz grav de corupție care s-a bătea asupra secției noastre, da? Din cauza mea? Da! Eu ți-am zis, mă, că ai cam exagerat cu poruncile. Dă-i și tu unele mai puțin umilitoare. Nu vezi că a început să răzbune pe cetățeni? Trimiteți-mi un taxi în Cotroceni, vă rog. Cum fui la ce adresă? La mine acasă! La Gogoșică! Făi, toantă ești! Ha! Mărlăne, bine că ai venit! Ce-a venit? Vezi, mâine, să nu te prind pe acasă până seara, că te termin! Cu mare plăcere, tanti, dar de ce? Pentru că am aranjat cu un popă să vină să fac o slujbă pentru suflețelul lui Costel și nu vreau să-mi strici combinația! Ce combin? Păi bă, tare cu popa, bre! Bă, tu ești idiot, dar binele! Deci nu mi-ar displăcea. Dar i-am zis că suntem o familie sărmană, cu frica lui Dumnezeu, ca să nu ne ia bani, înțelegi? Și dacă te vedeam ciuliță în felul ăsta, și Doamne ferește, mai scos și vreun porumbel pe gură, să duce alea mâncând chibrituri! Hai că și popă care nu ia bani? E, lasă, că nu rămâne popa la nepremia. Deci n-am înțeles. Mâine să nu te prind, baci că te prăbuși. Bine, bine, dar cu o condiție. Mărlane, tu-mi pui mie condiții? Nu, tati, am fost o greșeală de exprimare, am făcut o contuzie, am vrut să zic că am și o rugăminte la mata. Așa da? Convinge-l să vină să sfințească și mie birou, te rog, că să am și o, un mers în viață la nou loc de muncă, să fie și mie bine, să ne ajute Dumnezeu să... Ceau, cuți, Mărlane, tu ai devenit credincios. Da? A, am fost, tati, întotdeauna am fost credincios, dar mie mi-a fost rușine să manifest credința de față cu ateii și atelele care se mai învârte pe jurul meu pe aceea, ca să nu mai ironizeze dracii din ei. Că eu sunt oița Domnului din totdeauna, tanti. Dacă nu crezi, tu poți să îți recit îngerașul meu sau crezul sau... Mărlane, tu știi tot crezul? Tot, primul, dar trei luni de zile am umblat pe becarii până discotești ca să-l tapez de bani. Dar lui prinde acolo un mes să vezi ce... Zi, mă ajuți? Bine, Mărlane, în condițiile astea vorbesc cu popa.
Sărula tati, ești un înger, ah, da, un înger, ești înger, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu. Bine, bine, acum mă las. Lasă-mi mic, tu fă. Taci-mă, că trebuie să plec la șece, nu mai mă zic. Ah, stai puțin. Păi dacă te-ai transformat așa mai nou într-un credincioș, poți să rămâi și tu mâine, ca să mă ajuți, că unde-s doi puterea crește și poate îl convingem mai repede pe popa, înțelegi? Hai, pa. Yes. Doamne ajută să-l găsim pe Costeluș în viață. Așa cu fie, Doamne ajută. S-au mort. Să rămână, tanti, ce faceți aici? Nu mai ține șmecherul că m-am deșteptat. Apropo, dacă zici că a venit a bătrână, uite la trânsa pe mătură și dați o tură ca frăștoarele. Păi cine faci tu frăjitoare pe cearăloiule? Tanti, nu că dumneavoastră v-a făcut pe mine. Pe tine? Da. Bune. Da, mă rog frumos, să știi că tot ce-ai meritat posetuța asta în cap. Că nu ți este permis ție, mă, să faci vrăjitoare o mândrețe așa de față. Da-l-o! Dar cu ce ocazie aici, tanti? Am venit să-l declar dispărut pe Gogoșică și să-mi dați o hârtie pentru asta. Păi trebuie să treacă două zile de la constatarea dispariției ca să putem înregistra ceva. Așa spune la regulament. Deci ne vedem poi mine. Da, bă, fraiere, dar au trecut deja 4 zile. Sâmbătă și duminică sunt nelucrătoare, tanti. Cu sâmbătă și duminică sunt deja 6 zile. Ok, ok, atunci fă o plângere și lasă-o la secretariat, că înregistrăm noi mâine, nu vezi că acum avem treabă? Dar ce, mama, dracu, treaba aveți acum? Bă, știi, pupa prostul. Nu e pupa prostul, bre, e aplicație. Bă, tu mă prostești pe mine în fața? Poate pe vremea asta se numește aplicații de pe vremea mea. Se numea Popa Prostu. E jocul meu preferat. N-am cum să-l uit. Ia dă-te, bă. Uite, bă. Uite, ieșcole. Ieșcole, du-te tu și fă hârtia aia de care am nevoie și mi-a adus mie la semnată, înțeles? Ai plecat? Da, nenea. Asta, tanti. Până atunci, ce fac o mână? Deci, pe ce jucăm? Pe dezbrăcate sau pe porunci? Ha, nu pe porunci, că e... Deci pe dezbrăcate! Mie-mi convine! Șeful, sunteți sinucigași? Păi vreți să orbim? Să ne oprim aici, că sunteți prof la pupa prostul și acum vă despăi de tot, o să faceți pleumonie și nu mai are cine să-l caute pe tântăla ăla de Costeluș. Unde te uiți, măgarule? Unde te uiți, mă, porcule? Unde? A, de la mine poți să treci, că mie îmi place. Dacă vrei, poți să pui și mâna, a? Ce zici? Bă, stai pe loc! Dunga Brejoi? N-ai te... Mers! Nu hârtiam cu atâta lăule, unde pleci pe aia? Ești tu! Mă, praf e ăsta, fratele meu. Dar sunteți ias la popa prostu, tanti. Băi, normal, tablagiule, că am învățat cu un popă. Și chiar era prost. Nu, era sexy. Și a trebuit să mă specializez pentru că jucam pe dezbrăcatele. Ha? Deci. Așa. Poftim. Asta e declarația mea, dă hârtia ta că-i dispărut Costeluș, că trebuie să plec, așa mi s-a făcut o poftă de pupa. Și hârtie, tanti? Păi aia abia după ce finalizăm ancheta, nu? Și abia acum spui, bă, nefericitule. Totul trebuie să rezolv tântăleilor. Păi și dacă vă pocnește iar? Păi ce este ghios să mă duc la Chiorete? Până l-am verificat, e curat. Mă duc și eu la altcineva. Auzi? Ia fă-mă femeie, că în femei n-au curat să dea. Tati, tati, stai bre puțin! Ce vrei? Dragi damniaz, bre, dacă-ți fac eu rost de cârtia de-ți trebuie lumea tale, mă înveți și pe mine, popa prostu, să mai pierd, bre. Bă, ce renoile! Tehnica de la popa prostu se-mi face luni de zile, că e complicată!
atunci tot așa lungă zile o să dureze și ancheta aia noastră până o să-ți dăm cârtia. Na, e complicată și la noi. Bine, prezidentule! Bine! Să treci pe la mine! Să te învați intensiv! Lasă! Zi-mi acum vreo două, trei tehnici dintr-astea secrete. Macar să nu mai pierd, că mă așteaptă ăștia vrea acum. Să fac cârtia. Era bre, că era pregătită. Vezi că se poate! Hai mă, că pe tine te așteptam. Că n-are asta cui să-i dea poruncă. Sau de la cine să ia. Opa, s-a supărat popa prostu. Râs prost. Păt campioano, că vremea răfuelii a venit. Că cine râde la urmă, râde mai bine. Hai, fă cărțile, că s-au sucit treburile. Dar asta e o adeverință de cazier judiciar. Cum adică cazier? Ce, mata, n-ai văzut? Îl omor. Păi, părințele, așa se dă acum. Asta este dovada că nu s-a omorât. Că dacă s-a omorat, trebuia scris alții pe undeva. Că doar de-aia sunt cazierele. Vă dați seama, aici se trece orice matrapa zlăc, îl face omul în timpul vieții. De... Te rog frumos, părinte, nu mă lăsa! Nu mă lăsa să fă-mi slujba, pentru că noi suntem o familie sărmană, iubitoare de credință, cu respect pentru biserică și mai ales iubitoare de Dumnezeu și de trimisii lui. Da, te rog frumos, părințele, nu lăsa uițele Domnului să rătăcească în deșert! Fac orice! Fac orice! Bine, 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 o fac! Okay, o fac asta numai pentru că ai vorbit așa de frumos și da. Te văd o femeie cu respect față de biserică și cu frică față de Dumnezeu. Da, da, și nu numai eu, toată familia mea este așa. O să vedeți cum veniți. Când veniți? Da, mâine, e bine. E bine. Să rămână, părinte. Bine, mâine. Să rămână. Da. Mâine. Ce ai făcut, mă? Gata, ai vorbit cu popa? Ai vorbit și pentru mine? Băi, idiotule! Ce ți-am zis eu, băi, idiotule, să fiaci ca să-l convingem pe popa? Unde dracu ai umblat până acum, zi? Unde dracu-și vrăcoada? Nu există liniște și pace, numai lacrimi și întristare. Din acest motiv trebuie să-l avem pe Dumnezeu în sufletele noastre. Amin. Mă scuzați, am venit să vă spun să luați ceva tămâie și lumânări pentru slujbă, că de când cu criza nu ne mai dă voie de la patriarhie să nu scoatem consumabile din biserică. Da. Numai nu le mai las să o scoată. Și dânsul... Și eu, dar niciunul... Da. Mă scuzați. Să trăiți. Mergeți cu bine. Auziți și salutați din ce... Mă blestea, mă. Salutați-l pe șeful din partea mea, al lui Bârlanu, să... Ce tu să m-a luat? Ajunge, țărănușule! Mersi, Afrodita! Scoate-a, dracu! Și ce faci, Chiorete? Lași funul în drum? Fă-l căpiță! Ca să-l strâng, bre! Păi hai! Plece! Hai, bă, ce-am glumit, bă! Așa! Hai, eu trebuie să mă mișto de mine! Bă! Ce-am zis? Bă, ați vorbit, bă, cu ea să vie să repare tonomatul ăsta? Au zis că vin, dar nu știm când. Bă, să vie mâine, că altfel găsește toți dracii din lume și mă pun eu și-l repar, bă! Vorbiți cu agentul, Chiorete, că el se ocupă cu... Nu. Ce aș vrea să vorbească trânsa cu mine? Și că vrea să-și recupereze un permis. Da, 1000 de euroi. Te găsește dracii! Bă, tâmpitule, bă, tu vrei să ne bagi în gura de neaule acum când vine inspecția peste noi? Că despre tine, bă, nu! Nu, 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 nu,
Nu dați, nu dați. Nu dau, bă, că sunt un gerd, Germian. Ești dreapta, bandă, puătoare. Stai un pic. Ești dreapta, bandă, puătoare. Ești dreapta, bandă, puătoare. Ești dracu tâmpito, mi-ai stricat capota. Chemați-o salvare. Vit încălțat. Cauza ta, tâmpitule. V-ați deghizat pentru controlul care ziceați că îl face șeful? Nu, că pe ăla o să-l faci tu. Eu? Da, ca să iei prin surprindere. Că la mine se așteaptă tot să vin. Păi și dacă mă iau la omor șeful? Că polițiștii mei sunt incoruptibili. Și dacă vrea să-i corupă cineva, devin fiare. Stai mă liniștit, că o să fiu în apropiere. Și dacă e ceva, intervii rapid, îți dai seama. Rapid ziceți. Păi? Păi la cum arătați? Adică? Apropo, dar ce-ați pățit, șeful? M-am luptat cu niște infractori deosebit de periculoși. Păi dacă dumneavoastră arătați cum arătați, înseamnă că ei sunt la reanimare. Nu-ți dai seama. Tot ne-am fricat, șeful, tot ne-am fricat. Highlander! Și de tot lângă voi rămas. Hai, șeful. Bă, ai zis că dacă îți dau cârtia, o să mă înveți să joc intensiv popa prostul. Da, mă, tablagiule, dar dacă îmi dădea hârtia care trebuia, nu în cazier așa în bătaie de joc. Cazier ți-am dat? Adică, da, cazier ți-am dat, că asta e regula la noi, femeie. Iar mi-a zis femeie. Stai potolită și de suflete, că ți-am zis femeie așa, metaforic, nu? Cazierul dovedește în clar că gogoșica alma tale nu s-a omorât. Deci dacă el s-a omorât, apărea la crimă și scria la cazier. Că da, e cazier, nu? Deci am intuit corect. Mă, ce te așteaptă, m-a făcut mama? Acum înveți să joc? N-am cum, că ne mai trebuie încă doi jucători. Voi, eu trebuie să plec la birou. Stai mereu că te găsește, draci, nu pleci nicăieri până nu-mi văd să joc eu, popa prostu, ți-e-n clar? Hai, da. Hai. Ia, mă. Tu încep, Chiulete. Hai. Băi, ideea e să urmărești fețele jucătorilor. Că ăla care face popa prostul se trădează prin mutră. Da! Cine e? Popa prostul. Ăsta e respectul de care vorbești? N-am să mai fac nicio slujbă! Să arzi în focul ghenei! Ghena! Ce Părinte, pe noi nu facem grătarul la ghenă, îl facem pe terasă în spate. Ce-ai făcut, idiotule? E popa prost! Pe ce vrei să stau ca prost cu el bună? Să te faci popă, prostule! Și repede! Că dacă rămân fără slujba făcută, te umbăr cu mâna mea, înțeles? Părințele, te întoarci! Ce faci, mă? Slujbă! N-ai zis să mă fac popă? Doamne Dumnezeule, odihnește sufletul robului tău, gogoașă! Și de unde ai făcut rost? De sutana asta? Am închiriat-o, dar de ce n-arată bine? Ba da! Tocmai că arată prea bine! Vă voi amândoi și vă și pe tine, dar acum v-am amândoi în tronul! Promoție! Ce făcuși, măi, profesionistule, tot ultimul? Păi cum ultimul? Că am pus cărțile imediat pe tine jos. Păi și eu le-am pus penultima. Hai, Solomoane, dă-i porunca! Tu ai câștigat tăfălogule! Bine, măcar că am scăpat de poruncile lui Trânsa! N-ați scăpat, că vă dau poruncă să o puneți pe Afrodita să vă dea poruncă. Că eu n-am nicio idee. Iar ea dă porunci haioase. Șefu, dacă iese cu omor, interveniți, da?
Normal, mă. Cucurică! Care mi-ai văzut iubicica? Cucurică! Iar ai pierdut fraiere. Să-mi trag una, șeful! Ce caz vrea așa, că-i murat ca o cocoană? Ai, nu spune, dar când ai pierdut vrea la cărci, care ți-a dat porunca asta? Că eu abar n-am. Băgă-mi și picioarele de fici. Hai, bre, uite, îți dau cafea să fiți matale în rând cu lumea. Una dintre asta dulcea, ia. Ce dragi, Damias, v-am zis ceva să chemați pe ea să repare toropatul. De ce nu ies chema, mă? E, las că vă arăt. Eu v-am zis eu că mă pui pe el. E, cu siguranță mâine îl schimbați. Un flac. M-au ciuruit. Aduce șeful, garantat aduce. Păi cum să n-aducă? Păi dacă vă spun eu, cum? Dacă vine fără pop, păi mânc ficații, păi... Mă duc eu să-l întreb acum. Stați așa, este. Ce dracuere, băi, ar s-a blocat? Sfințește toată această echipă și acest birou. Să fie druslava Domnului. Mă scuzați, părinte. Abra Sfânta Răscătoare de Dumnezeu. De la domnul ministru pentru cutia milei. Și această echipă care trebuie și asfințită. Continuați, continuați. Să este spre binele țării și al nostru și al suporterilor săi care ne face de onoare așa. Stai, păloc, ia daci să aduci popă. E deja dincolo, fătălăule. Dar pe toți încoace, că așa o să mai prelungesc slujba. Să dea dracu. Să vii dincolo și să vii speri și pe popa asta că te clap. Gata, părințele, poți să începi. Că nu mai am răbdare. Trebuie să-mi pun și pampon ca să fiu la mule, ce mama dacă. Așa, așa, încinge-mă, părințele. Încinge-mă, frate. Vai, ce moți mai au. Ca să vadă cum stăm la capitolul corupției, Chiorete. Suntem primul șef. Adică suntem primul șef. Suntem primul șef. Mă duc să fac un control inopinant. Să faci, hai să faci. Aduce șeful, garantat că aduce, păi cum să n-aducă? Păi dacă vine părăf... Tu? Părăfopă. Părăfopă. Dacă vine părăfopă... Îi cu bravo. Îi... finând mâncați. Da. Da. We'll be right back.
Informația e sigură. Știm unde vor da următoarea lovitură. Trebuie să-i prindem. Păi prindem, șef. Bă, vezi că sunt înarmați și periculoși. Trebuie să-i prindeți. He? Îi prinde șeful, sigur că da. Îi prindeți tu sau Afrodita. Doar nu te așteptai să-i prind eu. Păi eu mă gândeam că v-ar place făcere. Ăsta v-ar făcea plăcere. Eu să știți că vă las locul cu dragă inimă în misiunea asta. Nu, mersi, Chiorete. Adică ratați dumneavoastră ocazia de a fi singur, singurel cu Afrodita în misiune, bre. Chiorete, dacă vreau să fiu singur cu Afrodita, te dau pe tine afară din birou cât ești tu de amorezul ei și rămân singur cu ea. Că avansurile se fac în liniște, nu printre gloanțe. Gloanțe? Eu amorezul ei? Doamne! Șeful Matale, aveți impresia că vreau să vă suflu pe Afrodita și vreți să mă eliminați? Eu nu sunt de acord cu chestia asta. Nu e Chiorete. Interlopii. Șeful, între mine și Afrodita nu-i nimica. Vă jur, Doamne, apără și păzește. Eu doar mă prefac cu o iubesc ca să scap tătrânsa, că toate iubițelele mele a dispărut. Și de aceea și raționamentul ăsta al meu, că dacă Afrodita devine iubita... Taci! Nu cumva să spui iubita mea că te trimit la spații verzi, clar! Păi și dacă te prefaci, de ce ai dormit cu ea, mă? Da, bre, da, ea în pat și eu pe jos, bre! Dar ai venit deșelat? Păi dacă m-a tras curentul, m-a înțepenitără, doar una... Șeful m-a tare avut în cap că eu niște treburi cu ea. Șeful, eu nu suport să șad lângă trânsa îmbrăcat, dar mi te despletit tot și deshaimurat. Abre, credeți-mă pe cuvânt. Eu doar fac pe îndrăgostitul ca să o fac să dispară ca pe restul iubițelelor mele. Tu le-ai făcut pe restul iubitelor tale să dispară? Mâine sus, infractor deosebit de periculos. Șeful, a cine bunii brește strala la... Adică, mă scuzați, reformulez. Ce ți-a vrea, șeful, nu e zdravă la cap? Au dispărut doar din viața mea. Ele e vii, nu e moarte. Ești sigur? Sigur, sigur. Și zici că nu iubești pe Afrodita, a? În nici într-un caz, bre. Și dacă de naiba să te prind în tandrețuri cu ea, ce să-ți fac, Chiorete? Ce vreți, Matale? Te trimit acasă în fundul gol. Șeful, e iarnă, bre. Ok. Închiloți atunci. Închiloți, da. Salna pentru masă. Ce faci? Bine, mă uit la tronșigerii, tu? Trebuie și spală vasele. În visele tale. Gata, pupăză, vremea sclaviei a trecut. S-a bolat, bă. S-a bălit, s-a... Mărlane, tu ești idiot? Nu, degeaba trebuie. Dar acum suntem pe picior de egalitate, că nu mai sunt terchea, berchea la care știi tu să mă frești cum vrea chestia aia ta mică. Acu-s dita mai Barosanu, bă, patron de club, îți dita mai... Băi, dita mai idiotul, spălatul vaselor e atribuția lui Matale. A fost, dar cum o să le spălăm curându, bă, terminatule. Și cum eu le-am spălat 3 ani de zile, acum a venit rândul să le speli tu 3 ani de zile, bă. Dar ce zic 3 ani? 6 ani, că și eu rete în casă, spere și el 3 ani și... Gogoașe nu mai e, dar ține locul ăsta. Deci, 30 cu 3, 9 ani, bă! 9 ani, dacă încolo nu mai spăl vase, bă, o viață de om pupă să nu mai spăl. Corect. Vase. O viață de om mai puțin. Tanti! Ce, tanti? Da! Tanti! Mărlanu a zis să vă duceți... Să vă duceți la secție, tanti, că l-a aflat ăia de gogoașe unie.
Au, frate, cocoașe! Da! Tanti, dar era vorba de vase, nu de... De dracu de vase, treci și spală-le! Cocoșică! Vine, mama! Au zis, bă, pârlitule, dă-i drumul, spală vasele! Că dacă se întoarce aia nervoasă de la poliție și sigur se întoarce că luagă stea pe fisul, te crapă pupăză! Hai, du-te, du-te, dă-i drumul! Știu că e greu, dar trebuie să te obișnuiești și tu cu egalitatea asta între noi. Da? Bine. Dar până diseară să te prezinți cu 10 milioane. Ca să plătim în mod egal facturile care au venit. Și dacă nu te prezinți cu banii la băiatul, îți faci bagajele și te muzi, mă. Să mori tu unde, mă? În apartamentul ăla de lux pe care o să ți-l ia clubul. Îmi ia clubul apartament de lux? Normal, mă. Păi n-ai zis tu că ești Dita mai... Păi ce și sunt, mă? Dita mai... Prostul? Hai, 10 milioane la băiatul până diseară, că altfel... Pentru ce? V-ați hotărât care dintre voi doi preia dosarul? Hai că aveți șansa să deveniți eroi, medaliați, iau-te-o! Șeful, dar nu putem să acționăm împreună? Nu, că n-am decât o singură medalie, că e criza, de? Da, Afrodita! Știu că până acum eu în tot timpul am vrut să-ți fur misiunile, să mă acopăr numai eu de lauri, dar crezi că a sosit și vremea revanșii. Și întocmai dintre asta eu o să-ți las ție misiunea asta care să te pune pe tine în valoare, să arăți cine ești tu de fapt. Chiorete, parcă ziceai că... Ca să scap de trânsa, bre, n-ai zis că e dintre aia periculoasă cu glanțe? Poate mă crezi proastă? E. Tu crezi că eu nu știu că este vorba despre o misiune periculoasă? Să-mi trag una, e dintre aia periculoasă, șeful, e cu glanțe? În nici într-un caz nu pot accepta să-mi las iubițica să se-i spună vreunui risc dintre ăsta. Lăsați că mă duc eu, șeful, eu mă duc, nu-i problemă. Nu te vorbesc serios? Dragul de... Deci... Super, deci s-a stabilit. Se duce Chiorete. Da. Adică, da? Adică, nu-mi tragi tu de dosarul ăsta? Îmi lași tu mie misiunea asta? Da, ca să-ți respect cavalerismul. Hei. Direct unde cincioasa. Ia zicești porumbeilor ce-ați aflat? Ce naiba cauți, bre, tanti, iar aici? Cum adică ce naiba cauți? Vreau să știu ce-ați aflat despre Gogoșică. E, dragi Damiaz, momentan nimica încă, căci că fiindcă n-am început cercetările. Nu avem alte lucruri grave de rezolvat. Cazuri urgente, bre. Hai! Mai urgent decât o dispariție, că vă termin. Normal, normal, tanti. Că dispărutul se poate întoarce când se trezește din beție. Băi! Ce spui tu acolo? Gogoșica mea nu bea. Sau din prostie. Pe când infractorii înarmați omoară oameni, fac victime, ciuruiesc. Nu ne putem ocupa de altceva până nu rezolvăm cazul ăsta. Păi ce păziți, băi, frate? Mergeți și prindeți-i pe aia, ca să aveți timp să vă ocupați și de gogoșica meu. Corect, bre, amândoi. Lovitura aia abia diseară, Chiorete. Ia auzi, bre, ce ghinion, dar abia de seară e. Nu trec cu ghinion. Păi dați-le pe telefon mai repede să se întâlnească, să-i prindeți odată, să aveți timp și de gogoșica. Bre, n-ascultă de noi. N-ascultă de voi, sunteți brav! Praf și pulpere! Nici măcar infractorii nu ascultă de voi, n-ați venit spic de autoritate! Dă telefonul cu acasului imediat! Bre, bre, noi avem treabă și matale ne cam ții din ea. N-ai uitat cumva să iei ceva, uite, de exemplu, pâine? Puh, ce proastă sunt, am uitat și eu, păi bine că mi-ai zis. Vai, ce poantă m-a făcut mama, băi! Șeful sunteți genial! De unde v-a venit ideea cu pâinea? Mă, băi, vă bate joc de mine, mă! Mă trimiteți la pâine când eu vreau să știu ceva despre gogoșica, că mă dați mine! Bagă-i ceva lui asta, șeful, că asta ne rupe colțul! Ne omoară înainte de misiune, o cunosc! Zi! Am descoperit niște indicii, dar nu, încă nu știm ce se întâmplă. Urmează! Urmează, da. Ce de-aia, dracu, să nu rezolvași cazul până mă întorc eu de la pâine? Că mă crapte!
S-a înțeles? Da, tanti. Tanti, mă, de așa, doamnă. Acum mai du la pâine. Da. Rezolvească cazul până mă tanti, doamnă. Auzi, tanti. Da, de ce nu te duci să iei pâine de la Constanța? Că am înțeles că acolo e cea mai sănătoasă din țară. E bio, fără euri, e nemaipomenită. Să faci și telegondolă. Așa, telegondolă fără euri, da. La Constanța, că e pâine bouă, da. Mă scuzați! N-am văzut nimic. Ieși! Să te găsești! Ieși, nu? Nu intra! De ce? Șeful și cu Chiolete fac niște chestii de-astea, așa. Dar nu cu tine, cu ei. Pupăză, să știi că nu poți să mă dai afară. Mârleane, dacă te gândești să te pui pe jos ca să nu te putem ridica, ți-ai luat țeapă. Pentru că am chemat un motostivuitor aici la ora 9. Nu, nu poți să mă dai afară pentru că nu-ți permite regulamentul casei, mă! Ce vorbești, mă? Orice decizie majoră în casă să ia doar pe votul blocatarilor și în unanimitate. Articolul 1, alineatul 4 din codul Gogoașe. Bă, făinosule, mă. Păi era numai valabil, bă, că-i deci de mii de ani. Să mori tu, de ce nu mai e? Ce? A, că a dispărut Gogoașe. Te pomenești că tu l-ai mătrășit ca să nu mai respecti regulamentul, a? Lăsa că te spui eu lui Măsa, na. Ok, e valabil. Dar stai liniștit, că o să am unanimitate cât ai zice pește gras, adică balenoi. Dar abia aștept să văd eu cum o convingi pe Afordita și mai ales pe babă. De aici erați pășoroilor. Mărlene, nu faci tu pentru baba un serviciu? Bă, băi, măi, dar băi, o să doamnă! Deci, Mărlene, nu mi-ai și mie o pâinică de la Constanța? Păi da, tati, cu mare plăcere, la când? La Constanța! Păi da, că numai la Constanța e pâinica asta bio, fără euri. Fără euri. Te duci? Pune, dracu, mi-aș pui, e târziu, tati. Și la ora asta trebuia să fiu la o ședință, că am o întâlnire importantă la club și nu mai pot să stau, că e târziu și am fugit. Minte, tanti, minte, nu are nicio întâlnire. Nu vrea să vă servească, pentru că s-a lenevit ca un porc. Auziți, eu vă propun să-i dăm o lecție. Să-l dăm afară din casă. Și când se întoarce, o să vină cu coada între picioare și nu o să mai aibă el aere din astea de director, așa. Mm-hmm. Mă susțineți? Dacă te duci să-mi iei o pâinică de la Constanța. Mă duc. Te duci? Da. Până Constanța? Da. Vezi, pupăzet, vezi? De-aia ești tu preferatul meu. Da, deci am și pâine acum. Jeane, fă rapid plinul și vino să mă iei. Până aici la Constanța să luăm o pâine. Dacă vreau să mănânc bio! Nici nu răspunzi, mă, la telefon, a? Da. Cum să răspund șeful că e la dumneavoastră pe birou telefonul? Nu ăsta, mă. Nu ăsta. Mobilul e la... Să ni-l asuc, l-am uitat acasă. Mă duc după el să iau și mă sunați în 15 minute că răspund sigur la el. Dai dracului aici și nu mai pleca nicăieri. Am stat, stau aici, da. Îmi dați altul? Da, îți dau unul în cap dacă nu taci și nu asculti ce vreau să spun. Nu faci. Da, am tăcut, da. Fii atent, diseară vin niște acționari de la club. Ai înțeles? Să te cunoască. Le pregătești și tu un speech. Că vorba aia, de-aia te-au pus președinte. Le pregătesc, dai dracu. Cum bea cu
Sex sau cu gheață? Mărlane, tu știi ce e la un speech? Da, bre, whisky cu on the rocks, cu gheață sau cu sifon, care cum îi place. Ăla e scotch, idiotule, e scotch. E scotch, scotch ăla care e transparent, de lipești banii cu el când se rupe. Nu știu. Hai, că matare la valoare, al matare rubli cu barul. Dar spui eu, ăla e scotch, că e transparent. Mărlane, mă bucă tot nervii speech. E ăla atunci când le vorbești unor oameni, da? E un text pe care îl scrii. Eu îl scriu? Da. Și după care îl înveți și îl și spui. Eu îl învăț și îl și... Ăla-i speech. Toate trei odată. Da. Îl scrii, îl înveți și îl spui. Da, și fii atent, bă. Să nu-l faci cumva pe Barosanu de că te tranșezi. Și repede. Ce mă fac că n-am mai scris dintr-a treia? Și rămâne stabilit. Te ocup de excroci, da? Ia. Asta în cazul că nu s-a răzgândit Afrodita și vrea trânsa să ducă ca să afirme. Bravo, bravo, Afrodita! Știam eu! Ce faci, femeie? Ai nebunit? Te duci să mori? Nu! Mă duc să mă ascund, că vine baba! Hai! Unde te duci, Chiorete? La trajda, mă duc să mă antrenez, șeful, pentru misiunea asta extrem de periculoasă. Păi ce, vrei să mă ciure infractorii? Păi ce faci, mă lași singur cu... Da, pentru că capitanul vasului părăsește ultimul punte, frâi. Dar eu nu sunt capitanul, eu... Da, dar el nu i-a dat servici, da? Auzi, ce mă fac? Să trăiți, șeful, să trăiți. Ce faceți, veniți azi pe aici? De-aia mi s-a făcut dor de dumneavoastră. Veniți, da? Mulțumim, vă așteptăm. Mersi, doamne. Dispar, prăpăticule, că mă așteaptă. Ia zi, păsăre, ce ai aflat? Unde ești, mă? Vedeți? Nu-i nimeni aici. Nu-i nimic, o să rămân aici și o să-l aștept. Îmi pare rău, dar n-aveți voie singură în birou. Dar cine a spus că sunt singură, iubițe? Tu stai cu mine, a? Sexy, știu că mă vrei. Tată dracu ce sunt. Tu să tai. Ce faci, mă, aici, nu-ți rușine, ieși afară. Ai nebunit să mă preză baba? Nici într-un caz. Și porn, tu nu faci nici pipi, nici nimica. Hai că ocup locul de pomană. Da, eu m-am ascuns prima aici. Și ce contează? Ia vorbește mai aici, că dacă n-aude hârca, am pus-o. Ce dracu fac ăștia, mă, frate? Unde stau ăștia, bă, ăștia clar, se ascundă mine? Se ascundă mine, mamă, dacă nu eu mor când se întorc, praf îi fac! Praf! Da, pupăzel! Am ajuns la Constanța! Unde magazinul? Ce, doamne, iartă-mă, magazin? Cu pâinea aia pe care o vrei, bre! Nu de-aia m-ai trimis aici! Păi ce, bă, e un magazin special de unde trebuie să iei pâine? Eu credeam că poți să iei de la oricare magazin. Stai pe fir, că sunt în secție să întreb și-o pe careva, poate știe. Hei, care ești facilea, bă? Mersi, doamne! Mai stau și eu că mă dor picioarele. Păi ce, pe mine nu mă doare? Mai bine așează cile la mine, poare, ia. Bine, mă așez. Dar vezi că asta nu înseamnă că... A, bine, bine. Ce, că n-aude baba? Și-ai jurat, păcătosule? Nu ți-e frică, bă, da. De bec, exact, becul, da. Face lumină și s-ar putea să ne vadă baba prin geam. Țineți-mă bine. Gata. Foarte bine că ai închis lumina. Că acum poate să-și dea și Chiorete liniștit pantalonii jos. Dar de ce să-și dea? Știe el. Hai, Chiorete, până nu ți-i dau eu. Șeful și cu Chiorete... Fac niște chestii de-astea, așa. Dar nu cu tine. Cu ei.
Aveți puțin de cărăbdare, bre, șeful, ca să rămânem numai noi doi. Și porn vă... Corect, eu am plecat. Mersi, doamne. Dorete! Mateescule! Aici sunteți, bă? Mersi, iar, doamne. Dacă se atinge vreunul de pantaloni, țip și ne prinde baba pe toți. Ok, ok. Dar să știi că tot nu scapi. Eu? Nu tu, Chiorete. Mă rog, sper să nu scap nici tu. Dar în altă problemă. Taci odată ca să vorbesc eu. Pupăzel, ia pâine de la oricare brutărie. Din Constanța să fie. Mă, tu sigur ești în Constanța? Bă, dacă vrei să te cred, să-mi faci o poză cu marea. Tantalaule, mă, nu mă dă proștea în partea aici. Mate? Sărut mâna... Frosa, gogoașă Frosa. Să trăiți. Bine. Dar unde sunt? Sunt plecașcică pe teren ca să rezolve cazul cu gogoșică. Cu cine? Gogoșică, bre, băiatul meu dispărut. Ce vorbim? Este... Solomone! Solomone, ce-am vorbit noi, mă? Nu vă ocupați de nimic altceva până nu rezolvați cazul ăsta. Mateescu, unde e? Păi... Mateescule! Mateescule! Deci pentru cea la padie ăsta, dă-mi la mânaș mie pe Costeluș. Bine. Dacă nu dă baba militaria jos din pot, să nu-mi spuneți mie, Frosa. Comandant Frosa. Chiorete, țineți mâna acasă. Dar nu e mâna mea. Îți place ce-ți face mâna? Nu. Atunci alu, Chiorete. Chiorete, ia mâna imediat după Afrodita, că te crăp. Tu te-ai spre mâna mea în poznarietă. Gura! Bă, tu nu trebuia să fii în misiune acum? Ia, mișcă în dispozitiv imediat. Am înțeles cum ordonați, bre, servesc patria. Dar să știți că dacă mă întâlnesc cu Hârca pe drum, eu îi spui unde sunteți, că mie mi-e dragă viața să știți. Chiorete, la loc comanda. Bă, nu i-am eu ceva. Ia mâna, poznarul, na? Ziceți că e pe drum, amândoi. Mă ocup, nicio problemă, străiți! A închis. Le pregătim ceva de băut aceea, așa. Le punem și cu un scotch, cu lămâie, cu la... Ce dracu miroase a ceapă, unde ori fi ținut ăștia? Pâine cu sare, servicii. Cu sare. N-avem sare, n-a. Un sandwich cu salam, un... Bomboane, bomboane, că astea, cu astea îi sparge la dinți cu bomboanele. E proaspete. Dacă doriți să vă dați cu rolele între... Dragi...
oaspeți. Eu o omoare, o să omoar, eu... Ce dracu am scris aici? E onoare pentru noi să vă avem în sân. Nu-l nostru, ca invită, bine ați venit la echipa noastră. Bună seara! Bine ați venit, bună seara! Noi suntem... Știu cine sunteți, doriți să... cu spiciu sau începem direct cu tratația? Tratația? Adică vrei să ne mituiești? Scoate imediat registrul de casă să-l verificăm. Și banii din seif ca să confruntăm cu registrul. Doriți să scot registrul oficial sau pe la mânărit-o? Tu care crezi? Ăla oficial, că la mânăritul l-am pentru fraiere ăștia de la fisc care mai vine, că le-am pe-amân... Unde trebuie cum? Le-am pe-amândouă aceea, că vă așteptam, știam că veniți. Știai că venim? Bineînțeles că știam. Mâinile sus! Bă, dă-mă, dracu, voi vreți să vă verificați dacă mă spăimânt la vreun atac sau la ceva? Scoate, bă, banii din safe! Nu vreau. Bă, tu ești nebun, vrei să zbor căierii pe aici? Scoate banii din safe! Ce greu să-mi spui, bă! Crezi că mie-mi e frică, am fost ostaș NATO! Hai să lăsăm chinește, nu mai bine vă pun eu un scoci? Bă, ăsta e nebun, vrea să ne pună scoci. Am căzut în... Yes! Ce-ai făcut, bă, arbitrar focul? Păi ce-am făcut, bă, mărlelele, mă, te-am salvat, mă, te-am salvat, ce-am salvat piele. Hai, pune, dă-o mâna de ajutor să-i duc pe ăsta la poliție. Care să-i duci, bre, că păi să-i descuraci? E pătraci, e acționarii de la echipa mea de fotbal. Ce prost poți să fii? Uite, bă, acest dosarul de la poliție. Sunteți curați? Yeah. Hai, bre, că e și proastă și chioară pe lângă asta. Nu vezi că nu e aceeași? Ăștia n-are ochelari, dar ce dracu ești, chioară? Bă, cine faci tu, proastă și chioară, mărgălene? Ce dai? Ce nu știi să scuipi? Prostu! Te-ai bătut cu ei? Tu, mă? Normal, că pe mârlanul nu-l jefește nimeni. Suntem mândri de el, Fenică. Ați făcut o alegere perfectă. Amână bună, domnilor. Vă mulțumesc. Să-i dai o primă. Îi dau cu mare plăcere. Ia, mă, că mai ai făcut-o mai dă-i, mai dă-i. Mai dă-i. Dă, mă, că-i dau eu chitrosule. Vedeți? De-aia nu-i dădea mai mult, că nu-i obișnuit cu sume mari. Dacă nu se știe cine i-a prins pe infractor, înseamnă că i-am prins eu. Și medalia e a mea. Adică... Ce faci? Stai de fugiți, mă, ca șobolanii. Vă e rușine, a? Aveți și de ce fricoșilor. Nu v-ar fi rușine incapabililor. Să lăsați o bătrânică. Preci! Bătrânică e mata, cocoșel. Eu sunt o doamnă. Mă scuzați, o doamnă. Să vă rezolve cazul, Mateescule, dă-i decorația. Nu dau, șef. Mateescule, dă-i decorația. Șeful... Mateescule, frige. Incapabilule. Cum ies eu acum în secție cu pantalonii uzi în... Dă-mi pantalonii tăi. Acu? Normal. De față cu... Eu mă retrag, că bunești ce urmează. Eu nu mă retrag, pentru că am să consider chestia asta un premiu pentru că v-am ajutat. Executarea, Mateescule, mai repede că frige. Și frige, eu sunt deja trebuit. Așa. Mă scuzeați, da. Bine, păi, frige. Dai, mă, ce frige.
Chiorete, pantalonii jos! Executarea! Executarea? Nici într-o caz, bă, ce v-am pus cafea la fund, bre! Nu, dar m-ai mințit în legătură cu Afrodita și ți-am zis că nu scapi! Pantalonii jos! Executarea! Ai auzit ce a zis? Executarea! Trag una, nu! S-a dat premii pentru mine! Ce e fierbinte deja în temperatură? Hai, chiarete, hai! Exact cum am bănuit. Afrodita, stai puțin că nu e chiar așa cum crezi tu, nu e? Una, două, trei, ce faci, pâile, ce radori de mine? Ce-ai tras, chino, ce-i din aia cu ața în fund? Exact cum îmi plac mie! Ia ca aceea, pupăzoiule. 10 bulioane, cum ne-am înțeles. Sorry, compresorii mărlane, dar nu mă mai interesează banii tăi. Am vorbit cu oamenii și o să te dăm afară din casă. Da, cu baba ai vorbit? Of course, my horse. Da, și cu ce-ai convins-o, mă? O să vezi. La fix ați venit. Și acum să procedem la vot. Tanti, da. Spuneți-le lui Chiorete și lui Afrodita cine v-a convins să mergeți la ei la secție. Păi Mărlanu, ce foarte bine a făcut. Da, pentru că altfel nu mă alegeam cu mândrecea asta de decorație, vezi? Și nu vedeam show pe care l-am văzut. Mă rog, asta contează mai puțin. Ați auzit, mă, din cauza cui ați avut voi show la secție? Deci, mă susțineți? Te susținem! Te susținem! Și acum lovitura de grație. Tanti, da. Mai e valabil ce am stabilit noi, nu? Mărlanel m-a ajutat să capăt asta, acum, vezi tu... Da, da, și eu m-am dus la Constanța, cum ne-a fost înțelegerea. Ha, e o pâine! Da, Mărlanel, și nu numai o pâine, o pungă întreagă! O pungă? Da. Ai chiar focul de paragrad! Na, ia să începem închipuit! Mă miram eu să fii toată de prost să treci pe la Constanța! E luată de la magazinul din Constanța asta! Minte! Minte! Pâine de Constanța! Uite asta antipoza cu marea pe care mi-a șerut să o fac! Păi și atunci ce scrie, mă, pe etichetă Fabrica de Pâine Bercet, București? Hai! Tanti, s-ar putin că există o explicație, adică s-ar putea să o fi dus de aici, acolo, la Constanța, pentru că eu am fost acolo, vă jur! Pupăzel, îmi pare rău. Nu e pâine de Constanța, nu votez. A picat înțelegerea. Dar tu mi-ai dat, mă, mărmă, Ferdi, mă. Eu ți-am dat, dar tot eu m-am sucit. De ce nu răspunzi mă la telefon, a? Da-ți, dacă băi așa, nu mai intru. Lasă-mă să intru. Ai dracului aici! Aia stau... Am stat la... Că dau un cap cu el, dacă nu taci din gură! Că sunt prost, că trebuia să zic că-mi dați altul! Că știu că sunt prost, dar nu-s tot timpul! De ce? Parțial prost! Că pe Mărlanu nu-l dovedește nimeni! Suntem mândri de Elfonica!
Ați făcut o treabă excelentă. Excelent. De ce am dat venit și îi dădea cu copul pe emoții? Suntem mândri, Fanica. Ați făcut o scenă, o... Scuză-mă. Ușor. Vreți să... Suntem, Fanica. Ați făcut o mândrețe de excelență. De excelență, iert.